Primarul municipiului Satu Mare, Dorel Coica, a anunțat ieri că va propune Consiliului Local ca primăria să contracteze un credit pentru a cumpăra hotelul Dacia. Dacă va reuși, primăria va încerca să obțină finanțare europeană pentru amenajarea unui centru multicultural. M-am oferit împreună cu Consiliul Local, dacă sunt de acord, să luăm un credit și să cumpărăm noi clădirea și să accesăm niște fonduri europene. Avem și idei pe tema asta, avem și studii pe tema asta, să accesăm fonduri europene, pentru că vor fi pentru reabilitarea clădirilor istorice, și să reabilităm acea clădire cu banii europeni. Deci asta e varianta, nu? A fost emblema orașului Satu Mare. Pe vremuri era o onoare să-ți bei cafeaua în hotelul Dacia. Acum, cea mai importantă clădire din oraș arată așa. Dacă primăria reușește să o cumpere, va face din ea un centru multicultural pentru tineri, unde sătmărenii vor avea mai multe activități. De asemenea, din acel moment, turiștii ar putea să viziteze clădirea monument al orașului. Edilul a spus că s-a purtat o corespondență cu parchetul de pe lângă tribunalul Satu Mare, căruia i s-a comunicat faptul că trebuie făcut o expertiză și se așteaptă răspunsul din partea Ministerului Culturii. Parchetul a demarat cercetările într-un dosar în care proprietarii hotelului sunt acuzați de distrugerea unui bun din patrimoniul național. Un evaluator a stabilit că hotelul Dacia ar valora în acest moment în jur de 3,065 milioane de euro.